Să ne aplicăm și să ne rugăm Domnului. Dumnezeu nostru care locuiește în ceruri, să-mi deci, Doamne, sfințească-se numele Tău. Amin. Mulțumim, Doamne, că încă o dată am pășit pragul casei Tale și vrem, Doamne, să cerem prezența Ta în locul acesta prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Doamne, vrem și în această după masă să lăudăm și să glorificăm numele Tău. Amin. Vrem, Doamne, să auzim glasul Tău, vrem să auzim cuvântul Tău. Vrem, vorbește-ne prin cuvântul Tău. Binecuvântează tot ce se va face și în această masă, Doamne, cântarea, poezia, cuvântul Tău și în toate, Doamne, spunem ca numele Tău să fie veșnic lăudat cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Vă rog să vă așteptați. Ne bucurăm să fim în masa aceasta la închinare în casa Domnului. Vă salutăm pe toți cu toată dragostea. Bine ați venit. E un timp așa de ploaie. Mulțumim Domnului că ne-a dat ploaie. Cred că au căzut vreo 70 de litri, poate și mai bine. Dar îi mulțumim Domnului nu numai că ne-a dat ploaie, ci îi mulțumim că ne-a și păzit zona. Ați văzut ce a fost în, și ce în țară. Unele familii au pierdut tot. I-am spus fratelui Alex la Hidișel, ne-am rugat în dimineața aceasta pentru ei și la momentele de rugăciune ar vrea să ne rugăm pentru cei care au pierdut tot. Domnul să îi binecuvinteze și să fie alături de ei. Amin. Îl văd pe Neluțu, african, Neluțu din Africa. Chiar mai înnegrit o leancă, așa la față. Ai slujit acolo, cât ai stat? A 3 luni, am crezut că 3 ani. Bine ai venit la Turca. Domnul să te binecuvinteze. Avem 2 cântări la început. Invităm echipa de închinare în față. Pampara, va lăuda pe Domnul. Avem momentele de rugăciune și vom avea cuvântul lui Dumnezeu. În toate dorim să fim înălțați și binecuvântat Dumnezeul nostru. Amin. Amin. Haideți. Thank you.
sau nu știu, mai bine să mai repetăm. Încercăm să aducem treptat și cântări mai noi și le învățăm pe parcurs. Thank you.
Am pregătit un text în această seară la momentele de rugăciune din Romani, capitolul 12, versetul 12, care spune așa. Bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune. Amin. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Vreau să privesc doar spre ultima parte a acestui verset care vorbește despre rugăciune. Ce este rugăciunea? O definiție a rugăciunii pe care eu am găsit-o este următoarea. Rugăciunea este una dintre modalitățile prin care noi, ca oameni, cooperăm cu Dumnezeu, un mijloc prin care omul îl invocă pe Dumnezeu și este procesul prin care omul este mișcat de Duhul lui Dumnezeu. Ca și creștini, fără rugăciune, ar fi greu, dacă nu aș spune eu, imposibil să ducem o viață spirituală sănătoasă, o viață spirituală căreia să-i facă cinste lui Dumnezeu. Îmi place să cred că toți cei care suntem prezenți aici, de la mic la mare, practicăm rugăciunea și înțelegem care este semnificația rugăciunii și importanța. Dar nu este ușor a face ca rugăciunea să aibă efect. Și în această masă vreau să aduc înaintea noastră 5 condiții pe care Dumnezeu le cere de la noi atunci când venim în rugăciune. Prima condiție pe care am găsit-o în Cuvântul lui Dumnezeu este dependența de Iisus și de meritele și mijlocirea pe care Domnul Iisus o face pentru noi ca unii temei al oricărei cereri de binecuvântare. Și pentru aceasta aș vrea să citesc două versete, ca să întăresc ceea ce vreau să spun. Doru, dacă mă ajuți să afișez Ioan, capitolul 14, de la versetul 13-14. Ioan 14, 13-14. Și orice veți cere în numele meu, zice Domnul Iisus, voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. De aceea, în rugăciunea noastră, ori de câte ori venim înaintea lui Dumnezeu, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Pentru că El este singurul mijlocitor care mijlocește pentru noi acolo în cerul. A doua condiție este lepădarea de păcat. În Psalmul 66, cu 18, psalmistul spune în felul următor. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Și mai departe, dar Dumnezeu m-a ascultat. De ce? Pentru că în inima mea am cugetat lucruri rele? Nu. A luat aminte la glasul rugăciunii mele, pentru că am avut o inimă sinceră și curată. Am venit înainte lui Dumnezeu cu pocăință și cu sinceritate și mi-am adus păcatul înaintea Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea, în rugăciunea noastră când venim, să lepădăm orice păcat conștient. O altă condiție, atunci când venim înaintea Domnului și dorim ca rugăciunea noastră să fie biruitoare, este practicarea credinței. Și fără credință, este cu neputință să fim plăcuți Lui. Evrei 11:6. De aceea, când ne închinăm înaintea Domnului în rugăciune, să ne închinăm plin de încredere. El așteaptă aceasta de la noi. Să-L credem pe cuvânt, pe Dumnezeu nostru. O a patra condiție care vreau să duc în această seară înaintea noastră este cererea după voia Lui. Îndrăzneala pe care o avem în El, zice în 1 Ioan 5:14, este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Și în Iacov 4:3 spune în felul următor. Sau cereți și nu încăpătați, pentru că cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre. În rugăciunile noastre să nu venim și să cerem pentru plăcerile noastre, pentru a risipi în plăcerile noastre egoiste, ci să venim cu motivații evlavioase. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. În ultimul rând, o a cincea condiție este stăruința în rugăciune. Este exact textul pe care l-am și citit. Bucurați-vă nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune. Însuși, Domnul Iisus ne-a lăsat o pildă cu privire la stăruința în rugăciune. Când vorbește despre acea cetate în care se afla
un judecător de drept, care ne spune Scriptura că de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. Și în acea cetate se afla și o văduvă care tot îl necăja ca să-i facă dreptate în ceata cu părâșul său. Și ce spune judecătorul de drept? Măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși, pentru că tot mă necăjește, am să-i fac dreptate. Și așa va face și Dumnezeu, dacă noi vom stărui în rugăciune. Domnul să ne ajute să nu obosim pe cale și să vedem, vedem în vederea rugăciunii. Așadar, vreau să le număr din nou. Pentru a avea atitudinea corectă atunci când venim în rugăciunea înaintea lui Dumnezeu. Dependența de Domnul Iisus Hristos. Lepădarea de păcat. Credință. Practicarea credinței. Cererea după voia Lui. Și stăruința în rugăciune. Dumnezeu să ne ajute ca să avem aceste atitudini corespunzătoare care ne le cere Dumnezeu când venim în rugăciune. Pe lângă acestea, și fratele Ghiță a amintit, aș dori în această dupămasă să ne rugăm pentru cei care trec prin încercare. Ați văzut știrile, ați văzut ce inundații sunt și la noi în țară și în Europa. Să ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure de cei care trec prin încercări, să le dea ajutor și biruință, să treacă cu bine peste această încercare. Ar dori să ne mai rugăm și pentru țara noastră. Este un an electoral. Ne rugăm ca Dumnezeu să pună în fruntea țării oamenii cu frică și cu temere de Dumnezeu. Și nu ar vrea să uităm nici de cei dragi ai noștri, care încă nu sunt întorși la Domnul. Dumnezeu cere aceasta de la noi. Să ne rugăm pentru cei care sunt rătăciți de pe cale. Vă invit să ne ridicăm momentele acestea în picioare și un gând fiecare să ne rugăm cât mai mult, să venim înaintea Domnului cu ceea ce va cerceta Dumnezeu. Ne rugăm și la final vom încheia cu rugăciunea Tatăl nostru. Amin. Mă rog, Doamne, pentru cei care trec prin suferință în aceste zile, Doamne, pentru cei, Doamne, din zonele sinistrate, Doamne, te rog, Doamne, fă-te, Doamne, să simtă prezența ta. Amin. Doamne, 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 și dă-le cuvință. Amin. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, numele Domnului Iisus, de veșim cu masa aceasta, să ne întâlnesc mai multe dată, de la Dumnezeu și din cuvântătorul Tău pe Dumnezeu. Da, da. Mulțumim, Doamne Iisuse, că știu și azi mărturisești la Tatăl pentru noi, mijlocești la Tatăl pentru noi, Doamne. Mulțumim, Doamne. Doamne Iisus, te vin cu adevărat pe tine. Amin. Vreau că Dumnezeu să cercetezi viețile noastre. Amin. Să ne dai o inimă curată. Să ne dai curul Tău ce sunt ca să ne conducă în fiecare zi pe care Ta. Amin. Pentru că nu să ne deprecăm de eu nostru, de fie ca lucrul ăsta. Ajută-ne. Te rog ca Tu să ne îmbraci cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Te rog să ne dai și în Duh de rugăciune, Doamne. Amin. Și ne rugăm cu credința înaintea Ta, că ne ascult rugăciunea, că ne ferim cu credința înaintea Ta. Da. Te rog să ne dai și înțelepciune întotdeauna să înțelegem planul Tău, să înțelegem cuvântul Tău și ajută-ne să-L împlinim în viața noastră, în fiecare zi. Îți mulțumim, Dumnezeule, pentru toți copiii Tăi, Doamne, care Te slujesc pe Tine, care sunt în slujba Ta, Doamne, am vrea, Doamne, ca pur să fii alături de ei, Doamne. Amin. Te rog să cercetezi și pe acei, Doamne, care trec în încercări, Doamne, Tu știi, Doamne, care este planul Tău, Doamne. Am vrea, Doamne, ca pur să-i ajungi să-ți îndrepte privirea spre Tine, să Te caute pe Tine, Doamne. Amin. Nu este la întâmplare, Doamne, și să Te caute să împlinească voia Ta și cuvântul Tău. Amin. Cercetezi și biserica Ta, Doamne, locul acesta, Doamne. Te rugăm, Doamne. Ne îmbraci cu Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, să Tu dragoste inima noastră pentru a Te sluji pe Tine. Amin. Să cercetezi și prietenii casei Tale, Doamne, vrea ca și în această informație să ne vorbești prin cuvântul Tău. Amin. Și împreună, Doamne, ajută-ne ca să Te rugăm să Te cinstim pe Tine. Amin. Amin. Tată Ceresc, înaintea Ta mă împin, în seara aceasta din nou, pentru că am par să mă înfiind, Doamne, cu bucurie și cu multă reverență înaintea Ta pentru pești Tatăl Ceresc.
ești Dumnezeu care ne-ai chemat și în seara aceasta să avem o relație tot mai strânsă cu tine. Da, da. Această relație nu se poate face decât prin cuvântul tău, prin citire, prin împlinire, prin stăruința rugăciunii. Da. Te rugăm, Doamne, să ne dai credință pe noi mari. Amin. Te rugăm să ne ajut să ne depărtăm de lumea aceasta, Doamne, și să facem voia ta în toate lucrurile. Da. Te rugăm, Doamne, să ne asculti rugăciunea în privința celor care nu te cunosc din biserica ta, da, din familia ta. Ai îndurare, Doamne, de cei care s-au rătăcit pe care îi place în voi. Amin. Doamne, vreau să-ți mulțumim pentru satul nostru, pentru zona aceasta, Doamne, care Tu ne-ai protejat. Îți mulțumim. Mulțumim. Mulțumim, Doamne, că ți-ai întins mâna peste satul nostru, peste familiile noastre. Îți mulțumim că ne-ai păzit, Doamne, de inundat și de pământul. Da, Doamne, dar avem frați și surori în țara aceasta, Doamne, care le-ai prin haz, care trec, Doamne, prin lucruri murdare, Doamne, celui rău, Doamne, zlobiți. Doamne, te rugăm să le dai credință. Amin. Te rugăm să le ascult rugăciunile. Te rugăm să îi împătezi, să fii lângă ei. Doamne, dă-le putere să nu se răzvrătească împotriva ta că și-au pierdut totul. Ai milă de țara aceasta. Te rugăm. Dură-te, tindeți mâna peste țara aceasta. Amin. Treba să zvul tău peste poporul român să se toarcă cu frică la tine, Doamne. Mulțumim cu s-o parte, te rugăm în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Ajută-ne! Amin! Amin! Te rugăm! Amin! Ai milă! Amin! Amin. 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 Te rugăm, Doamne. Te rugăm. Amin. Ajută-ne, Doamne. Da. Amin. Da. Amin. Amin. Pe cei care trec prin inundații, te rog să ne binecuvânteze comuna. Mulțumesc pentru ploaia binecuvântată. Mulțumim. Te rog să ne binecuvânteze și în continuare și să ne ferești de inundații. Amin. Fii alături de noi și voia ta să se facă toate. Și numele Tău te aduce mai multă slavă, ființe și adorare, până și cine veche la tine acasă. Amin. Amin. Haideți să încheiem momentele de rugăciune cu rugăciunea Tatălui. Tatăl nostru, care ești în ceruri,
sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Veniți să ocupați locurile și în continuare vrem să dăm loc sorei Gloria cu ceea ce a pregătit. Tragedia nu-i durerea ce în inimă te apasă, nu sunt nopțile de gânduri, frământările de acasă, nu sunt răspunsul întârziat și nevrerea amânată. Tragedia e recursul regelui divin ca tată. Tragedia nu e lupta ce o duci din răsputeri, nu e valea umbrei morții, ce înslăbat de multe vieri. Nu-și genunchii tăi sopiți, ci nici lacrimile multe. Tragedia e să ai pe Iisus cu tine în lupte. Orice vale, cât de grea, este o binecuvântare, dacă pe Domnul îl ai, gata ești de cărare. Mângâiere tu urmești și o pace te inundă. El e tot ce îl dorești. Slava ta să te cuprindă. Nu te teme de durere, nici de încercări amare. Sunt normale și o să vină, sunt o binecuvântare. Lasă voia lui să fie, planul său divin recent, căci răspunsul pe măsură povinești ce-i tălcâlisesc. Laudă nu te opri, laudă nu obosi. Adevărul e acesta și te rog să reții. Tragedia nu-i durerea, încercarea ta e grea. Dacă Domnul nu-i cu tine, asta e tragedia ta. Dacă se poate așa cu tare. Cântarea de la cântarea Evangheliei de la numărul 751. Nu știu ce vreau mai este. Thank you.
cântare, ai luat chiar o gamă potrivită. Am putut cânta cu toată biserica, Domnul fie lăudat. Am rămas surprins de Alex și trebuie să-l felicit. L-am felicitat aici, dar trebuie să-l felicit. Dacă vei continua așa, liniștit se poate baza, fratele Cristi, să ții și serviciul divin. Domnul să-ți ajute. Să muncești și ai potențial și lângă tine și alții. Fratii Dorel, ascultă Domnul rugăciunile. Ridică, Doamne, slujitor din biserică. Domnul să ridice. De asemenea, Cristian, te-am văzut, te-am auzit, te-ai rugat Tatăl nostru, mă bucur că vii la biserică, îți place fanfara, am văzut cânți cu noi, ai intrat în pauză, dar nu e nicio problemă, că nu le cunoști încă, o să le vezi, să mai vii la biserică cu noi. Domnul să te binecuvinteze. Acum mai ascultăm fanfara cu o cântare, anunțurile, colecta și ne vom apropia de cuvântul Domnului.
rugăciune după masă, Domnul să-l binecuvinteze, să-i dea cuvânt. Cred că, chiar dacă a fost programul mai încărcat de dimineață, a făcut anunțurile și le știți. Dacă mai trebuie, pot să repet. Eu vine seara, duminica viitoare de dimineață, la 10, după masă de la ora 5. Duminica viitoare la Curbediu este sărbătoare, 131 de ani de la înființarea bisericii și 20 de ani de la inaugurarea noi clădirii a bisericii. Am fost invitat și eu și fratele Ionică și dacă va fi cu voia Domnului, vom fi împreună de dimineață cu frații de la Curbediu. Ne-am rugat în după masă aceasta pentru cei sinistrați, pentru cei care au trecut prin inundații și ne-am rugat în după masă aceasta și noi și s-a rugat și la Hidișel. Aceleași lucruri. Pentru cei care au parte de inundații și pentru alegerile care vor urma și care vor veni în România. După terminarea serviciului m-am întâlnit cu un grup de frați pentru niște discuții, probleme pe care le avem și le-am discutat acolo. Și au venit, de fapt, doi frați deja, au discutat cu mine de politică. Așa e făcută legea ca cei care sunt independenți sau partidele care sunt mici să nu poată aduna 200.000 de semnături. Nu cunosc tare bine, dar știu că dacă am dat la un partid, putem să dăm semnături și la altul. Se poate. Daniel, se poate? Deci, eu am dat la Daniel, dar vreau să-i dau și la fratele Valentin. Pentru că se poate. Legea ne permite. Votul e doar la un singur partid. Am discutat și la Hidișel, este un frate care ține cu Terheș și mi-a explicat de la acolo că partidul Alianța Național Conservatoare s-a unit cu Renașterea, Alianța Renașterea Națională și că va candida Terheș. Îl cunoașteți. O voce importantă. Ce v-aș ruga eu? Știți cum suntem noi? Mă, noi nu facem politică în biserică. Dar nu facem. Suntem buni la politică. Dar pentru prima dată avem un om cu frică de Dumnezeu. Un om pro-viață, pro-familie. Nu știm dacă va câștiga. Dar noi creștini nu știm să fim uniți. Eu nu vă spun cu cine să votați. Dar pentru prima dată avem un om cu un caracter deosebit. Un om cu frică de Dumnezeu. Ce pot să vă spun și să vă încurajez? Dacă vă cere fratele Valentin să dați semnătura, faceți-o. Faceți-o. Nu-i nicio problemă, nu se supără nici primarul și trebuie să ne facem datoria ca și creștini. Dar cel mai important este să ne rugăm. Amin. Să ne rugăm. Domnul să ne ajute. Mai avem încă timp până la alegeri. Și să ne rugăm Domnului să binecuvinteze țara noastră, vremurile pe care le trăim cu oameni care au frică, care au temere de Domnul. Vreau să gândăm acum o cântare, facem colecta și apoi ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu. Thank you.
citirea textului din Scriptură, îl rog pe fratele Neluțu Haș să ceară într-o rugăciune cu voce tare binecuvântare lui Dumnezeu. Pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevasta sa și cu cei doi fii ai lui să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Numele omului acelui era Elimelec, numele nevestei lui era Naomi și cei doi fii ai lui se numeau Mahlon și Chilion. Erau efratiți din Betleemul lui Iuda. Ajungând în țara Moabului, și-au așezat locuința acolo. Elimelec, bărbatul Naomei, a murit și ea a rămas cu cei doi fii ai ei. Ei și-au luat neveste moabite, una se numea Orpa și cealaltă Rut, și au locuit acolo aproape 10 ani. Mahlon și Chilion au murit și ei amândoi, și Naomi a rămas fără cei doi fii ai săi și fără bărbat. Amin. Amin. Haideți să ne rugăm Domnului. Doamne, cunoaștem din cuvântul Tău și cuvântul Tău citit pentru cei care l-au citit de atâtea ori în locul acesta, știm istoria cum se termină. Dumnezeul nostru cel viu și adevărat, în momentul în care ne întâlnim cu Tine și întotdeauna când trăim cu Tine, suntem așa de binecuvântați. Doamne, fie ca și în masa aceasta cuvântul Tău să ne vorbească fiecăruia dintre noi. Doamne, ce doresc pentru mine este să nu Te părăsesc câte zile mai am de trăit în locul acesta. Doamne, dacă sunt momente când ne vine să le lăsăm pe parte tot ce înseamnă credință și tot ce înseamnă Sfânt, pentru că vin greutăți. Doamne, dă-ne înțelepciune să ne gândim că Tu ești Dumnezeul cel bun, care are atâta îndurare față de noi. Doamne, mulțumim și mă rog, Doamne, cu mulțumire pentru înaintașii noștri, care au dus credința până la noi. Doamne, vrem să ducem credința adevărată mai departe. Doamne, binecuvântă biserica de aici și binecuvântă bisericile din jur. Și fă, Doamne, ca și în vremea aceasta, așa cum era altă dată, zona aceasta să fie binecuvântată cu pocăința adevărată, cu ascultare de Tine, cu iubire de frați, cu iubire de Dumnezeu. Ascultă-ne și binecuvântă-ne. În numele Lui Iisus Hristos ne rugăm. Amin. Amin. Vă rog să vă reașezați. Decizii necesare după decizii greșite. Este subiectul predicii din după masa aceasta, din cartea Rut. O carte din care în urmă cu vreo 15 ani am ținut o serie de predici. Vreau să vă spun că nu, predica de astăzi nu este o predică din seria de predici de atunci. Chiar dacă aș ține, nu v-ați aduce aminte ce am predicat atunci. Dar m-am gândit la faptul că luăm mulți dintre noi decizii. Multe. Și, din păcate, de multe ori luăm decizii greșite. Le regretăm. Și nu e ușor să fii apăsat de conștiință toată viața pentru că ai luat anumite decizii greșite. Ce faci după ce iei decizii greșite? Care este decizia pe care trebuie să o luăm după ce în viața aceasta am luat decizii greșite? Am auzit pe cineva care a spus că a citit o statistică în care se preciza faptul că un om ia pe zi 70 de decizii în mod conștient. Nu le-am numărat. Nu știu dacă e așa. Dacă trăiești 70 de ani, 25 de mii și ceva într-un an. Iar dacă în 70 de ani ajungi undeva la peste 1 milion de decizii. Dar un studiu, tot așa am auzit că l-a făcut cineva și a spus că un om, dacă ia 780.000 de decizii în viața lui, are sau regretă peste 140.000 de decizii. Nu știu dacă e adevărat. Dar vreau să vă întreb, ați luat în viață decizii greșite? Da. Așa e că am regretat deciziile greșite. Da? Le-am regretat.
Dar ce decizii să luăm după ce am luat decizii greșite? Am luat multe decizii în viață pe care nu le regret. Și cea mai importantă decizie în viața mea a fost că l-am primit pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Nu regret. Am luat decizia să intru în lucrare, să fiu slujitor, să predic Evanghelia. Și nu regret. Am luat decizia să mă căsătoresc cu Margareta. Și n-am luat o decizie greșită. Și nu regret. Au fost și decizii greșite. Recunosc. M-am smerit, m-am rugat, Dumnezeul Harului a lucrat în așa fel încât lucrurile s-au așezat în făgașul pe care Dumnezeul nostru l-a dorit. Și îi dau slavă. Mesajul de astăzi este pentru cei care ați luat decizii greșite sau am luat decizii greșite sau suntem într-un moment în care luăm decizii și nu știm ce să facem dacă am luat decizii greșite. În același timp este și pentru cei care poate sunteți la o răscruce de drumuri și trebuie să luați unele decizii. Și cum să iau deciziile? Fie cu școala, fie cu locul de muncă, fie cu căsătoria. Cartea aceasta, în acest capitol, ne ajută să vedem o familie din poporul Israel, pe vremea judecătorilor, care au luat câteva decizii greșite și la urmă ne învață care este decizia bună pe care trebuie să o luăm după ce am luat o serie de decizii greșite. Cartea și textul pe care l-am citit este o secvență din viața unei familii în Israel pe vremea judecătorilor. Perioada judecătorilor acoperă o perioadă de 300 de ani, de la moartea lui Iosua și până la monarhie, până la Samuel. O perioadă de 300 de ani în care Scriptura ne spune că fiecare făcea ce voia. Și în perioada respectivă, 13 judecători a ridicat Dumnezeu în diferite perioade când poporul trecea prin greutăți. Este un ciclu care se repetă mereu în cartea judecător. Poporul este binecuvântat și când are din belșug de toate, poporul se depărtează de Dumnezeu. Și Dumnezeu trimite încercări. Uneori trimite foamete, alteori trimite o boală, alteori Dumnezeu ridica vecinii și venea cu armata, le lua recolta, pe unii ducea în robie și din nou erau apăsați. Când erau apăsați, poporul striga la Dumnezeu și îl chema pe Dumnezeu să vină în ajutor. Și Dumnezeu ridica din mijlocul lor judecători. Și probabil că vă aduceți aminte de Deborah, de Gedeon și alte nume de judecători, pe care Dumnezeu i-a ridicat și prin ei, Dumnezeu aducea izbăvire. În textul acesta și în cartea aceasta, de fapt, este o poveste de dragoste între noră și soacră. Și textul ne spune despre o familie, e dat numele, formată din 4 persoane, Elimelec, Dumnezeu este regele meu, împăratul meu. Naomi, care înseamnă plăcută. Mahlon, care unii vin și spun înseamnă cântare și Chilion, înseamnă perfecțiune. Într-o perioadă dificilă din viața poporului, pentru că poporul s-a îndepărtat de Dumnezeu, Dumnezeu îngăduie foamete. Trimite un fel de pedeapsă, foamete. Și familia lui Elimelec stă, fac planuri, analizează și aud ei că în Moab este pâine. Dumnezeu binecuvintează Moabul și au decizia aceasta. Ce-ar fi să ne ducem noi în Moab? Și uitați ce spune. Pe vremea judecătorilor a fost o foame de în țară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevastă sa și cu cei doi fii ai lui să locuiască pentru o vreme. Auzi, uite, vecinii noștri au o casă. Noi avem doi copii. Ce-ar fi să merem noi în străinătate? Uite-te ce mașină are vecinul cu tare. Măi, hai să mergem să lucrăm acolo, pământul. Sau să nu stăm unde.
o perioadă, o vreme scurtă. Strângem bani, ne întoarcem înapoi, cumpărăm pământ, nu ne-au lăsat noi, la ceilalți din jur. Și au luat decizia aceasta. Acum, țara Moabului era o țară păgână care, în care nu era Dumnezeu, în care adevăratul Dumnezeu a spus lui Moise și lui Iosua să ocolească și evreii să nu aibă legătură cu moabiții. Moabiții se trag din Lot. Lot, păcatul pe care a avut cu fiica lui mai mare, primul născut, i-a pus numele Moab. Și de acolo se trag moabiții. Dar avem și cunoaștem contextul acestei cărți și m-am întrebat, oare ce vrea Dumnezeu să ne învețe în domeniul acesta al deciziilor? Și sunt câteva lecții pe care mi le-am notat și pe scurt, aș vrea să le prezint, să le analizăm și de aici să luăm învățături pentru noi. În primul rând, și prima lecție, vă rog să ascultați. Deciziile privite, luat cu scop provizoriu, pot să aibă consecințe permanente grave în viața noastră. Dumnezeu îngăduia astfel de perioade de pedeapsă pentru popor ca să se întoarcă la Dumnezeu popor. Și familia asta vine și spune, nu stăm noi să suportăm. Noi vrem să ne ducem să ne îmbogățim și să ne întoarcem. O să treacă perioada asta. Și iau o decizie pripită. Dar o decizie pe care ei o iau pe termen limitat. Măi, pentru o vreme. Și pentru o vreme ajunge să treacă 10 ani. Pentru o vreme se dovedește a fi 10 ani. Vedeți? Problema nu e timpul cât au stat, ci problema sunt consecințele care au apărut în viața acestei familii după decizia pe care au luat-o. Luăm decizii în viață fără să ne uităm, fără să ne întrebăm pe Dumnezeu și fără să ne gândim la consecințele care pot apărea în viața noastră. De multe ori am luat astfel de decizii și ați luat și, cred că, și dumneavoastră. Și care au fost consecințele? Aș vrea să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu să vedem câteva din consecințe. În primul rând, ei au avut pierderi mari. Cuvântul Domnului ne spune că au ajuns acolo și au așezat locuința în țara respectivă și prima pierdere mare e că au pierdut membrii familiei. Și primul care a murit a fost Elimelec, Dumnezeu este regele meu. Și iată pe Naomi împreună cu cei doi, aia nu au fost copilași mici când au plecat. Pentru că în perioada de 10 ani i-a ajuns să se căsătorească acolo. Dar iată pe Naomi văduvă într-o țară străină cu doi tineri. Să apucă ei să muncească. Probabil că în momentul acela ei trebuia să zică, hai să ne întoarcem noi în țara noastră. Dar au rămas acolo. Pierderea membrilor din familie. Primul care a fost pierdut a fost soțul. Și ce s-o fi gândit Naomi? Ce să fac? Mă întorc în țara mea cu mâinile goale? Îmi duc copii? Ce o să zică neamurile? Și probabil că făcea tot felul de planuri. Și vin copiii într-o zi și spune, mamă, am găsit două fete. Atât de frumoasă. Dar ea știa ce spunea Dumnezeu. Să nu vă căsătoriți cu moabite. Să nu aveți legătură cu ei. Dar acum să le facă pe plac. Ce să facă? Și se căsătoresc amândoi și o vedem pe Naomi credincioasă care stă înaintea Domnului, se roagă și zice, Doamne, dă-le binecuvântarea Ta. Păi cum să binecuvinteze Dumnezeu compromisul? Cum să binecuvinteze compromisul? Avem tot felul de nunți. Dar mă duc la ea și sigur că mă duc. Și dacă e baptistă cu ortodox sau invers, mă duc și eu mă rog, adică predic Evanghelia și mă rog. Dar Dumnezeu nu binecuvintează niciodată compromisul.
Dar sunt cazuri fericite de ortodoxi care s-au căsătorit cu baptistă și după ani de zile Dumnezeu a lucrat și a dus mântuire în viața celui care a fost ortodox și a ajuns mare evanghelist. Cum n-a Dumnezeu Petre. Sora mea s-a căsătorit, n-au ținut cont de sfatul părinților, de biserică, s-au căsătorit și Domnul totuși i-a dat har și știți că el s-a botezat și a ajuns mare evanghelist. Este un caz, dar nu la tot se întâmplă așa. Și iată pe Naomi, n-are ce face, băieții se căsătoresc. Dar textul ne spune că după o vreme au murit și cei doi fii. Am de ce au murit, nu știm. S-o fi îmbolnăvit acolo, fi lucrat, nu știm. Și Scriptura tace și trebuie să tăcem și noi. Dar dintr-o dată, Naomi pierde soțul, pierde copiii și într-o țară străină, cu două nurori. O altă pierdere. A pierdut resursele financiare. Interesant, versetul 21. De multe ori am citit pasajul acesta, dar vă rog să fiți atenți. Ce spune Naomi când se întoarce în țara ei? La plecare era... Cum? Dar nu sărăcia o făcut să meargă din casa pâinii, din Betleem, în Moab? Nu! Pentru că ea recunoaște. Eram, când se compara starea ei de acolo cu ce avea în casa pâinii, acolo era un belșug. Și continuă versetul 21. Și acum Domnul mă aduce înapoi nimic. Absolut nimic. Acum, vedeți dumneavoastră, n-am absolut nimic cu cei care au plecat în străinătate. Am avut posibilitatea să merg și eu, chiar să merg în Franța la un frate de-al mama, care el avea avere, și că ne dă averea. L-am întrebat pe fratele Titus Colțea, ce să fac, frate Titus, undeva pe vremea lui Ceaușescu, să fug și eu din țară, că unii așa au fugit. Au plecat din țară și au ajuns prin Franța, prin Austria, în America. Și fratele Titus a zis așa, dacă vrei să fii slujitorul Domnului, rămâi în țară. Rămâi în țara ta, pentru că aici te vrea Dumnezeu, dacă vrei să îl slujești pe Domnul. Unii s-au dus. Și ce credeți că s-au îmbogățit? Unii, da, au reușit. Dar alții au lucrat până. Unii și-au pierdut pe cei dragi pe acolo. Nu, mesajul de astăzi nu este un mesaj să lovesc în cineva, să critic. Ci vreau să învățăm și să vedem. Luăm decizii pripite. Fără să ne gândim la consecințele de care avem parte. Și greșim. Ba mai mult, și-au pierdut statutul social. Era cineva în casa pâinii. Aici, văduvă. Singură. Cu mâinile goale. Pierde stima de sine. Versetul 20 spune, nu mai îmi ziceți Naomi. Ziceți-mi mari. Amărăciune. Dar cei mai dureros, e că pierde speranța și relația cu Dumnezeu. Vedeți, uneori spunem pentru o vreme, dar pentru o vreme s-ar putea să dureze mulți ani sau o viață întreagă. Și v-am dat exemple. Unii au plecat, s-au dus soțul. Au zis, un an de zile până îmi găt casa. Dar mai stau un an să iau mașina. Dar nu-i greu, nu-i ce am dacă te duci? Te duci să lucrezi, că nu, poți să te duci. Și unii reușesc. Dar s-a dus soțul, a stat un an, doi, trei, cinci. Și când a venit acasă, nevastă nu mai avea, că s-a măritat cu altul. Și el a rămas fără nevastă. Au fost părinți care au lăsat copiii la bunici. Și au crescut fără părinți. Și s-au dus și au zis, mergem pentru că suntem, ne gândim la viitorul copiilor noștri. Și-a lăsat copiii la bunici și au crescut cum i-au crescut. Și când s-au întors și au venit în țară, i-au găsit dependenți de droguri și plecați de acasă. Copiii care au crescut fără părinți. Dureros. Dar au fost și păstori care s-au dus. Măi, nu știu cum de-i trimite pe unii Domnul sau îi cheamă numai în America. Dar nu îi cheamă în India. M-a chemat Domnul să slujesc acolo. Unii au reușit și au fost binecuvântați. Alții, să știți că n-au reușit. Și nu au o viață ușoară. Pentru că nu au reușit. Și s-a văzut clar că au intrat în lucrare pentru că au simțit chemarea lui Dumnezeu. Și după aia au ajuns să fie taximetriști.
Și bisericile noastre în România nu mai au astăzi slujitori. Pentru că mulți au plecat în Europa și în America ca să lucreze. Studenți, câți n-au zis, ne înghețăm anul. Mă, nu-ți îngheța anul. Ba, mă duc că trebuie să fac bani și să câștig și să... Și au venit de acolo fără nimic. Au pierdut. Am auzit despre un păstor care a mers în America și a predicat într-o biserică și păstorul local i-a zis, auzi, fii atent, familia asta vor să te invite la masă și vei fi cazat acolo, du-te la ei. Și-o povestit și m-a dus o casă mare ce avea omul ăla acolo, extraordinar. Și m-a pus la masă, la o masă mare și-a venit el cu ea și cu mine și-am zis, da, la masa asta, numai noi, da, n-aveți copii. Și-au început să lăprimeze și să spună, auzi, în 1985 am plecat în America. An de zile tot am făcut cereri la autoritățile române să-mi dea voie să plec cu familia în America. În 1985 au venit și au zis, uite, ai 24 de ore la dispoziție, adună ce vrei și plecați. America ți-o trebuie, du-te în America. Am ajuns acolo, m-au așteptat frații la aeroport, m-au primit, m-au găzduit. Eu fiind meseriaș, când am văzut câți bani câștig, m-am pus pe muncă. Și meream dimineața cu noapte și veneam seara cu noapte. Și copiii îi lăsam dormind și când veneam îi găseam dormind. Și așa au crescut. Și prea puțin timp am avut de ei. Și acum, drogurile, niciunul nu-i lângă Domnul, toți au plecat în lume, sunt divorțați. Și eu spus, frate păstor, ce-mi doresc? Îmi doresc anul 1985 să stau la coadă la pâine și la ulei în România. Și să mănânc parisel cu soia și salam din România. Pentru că mi-am pierdut copiii. N-am fost înțelept. Am luat o decizie pripită. Și uneori luăm decizii fără să ne gândim la consecințe. Și uitați de ce consecințe are parte această familie. A doua lecție pe care am observat-o în pasajul acesta. Deciziile greșite ale părinților deschid ușa pentru copii care iau și ei decizii greșite. Păi Elimelec și Naomi nu s-au gândit dicor sta 10 ani și că-și vor căsători copiii acolo. Dar pentru că a venit un necaz după un necaz, pentru că a rămas văduvă, pentru că greutățile erau mari, pentru că ispitele erau mari și pentru că au văzut două fete atât de frumoase dintre Moabite, au venit la Naomi. Mamă, suntem îndrăgostiți! Iubirea-i mare, lasă-ne! Și s-au căsătorit. Dacă părinții au luat decizii greșite, deciziile greșite ale părinților deschid ușa copiilor la decizii greșite. Acum se mai întâmplă în familii să ai părinți neînțelepți, care poate tata e un alcoolic și are un copil înțelept. Un copil care nu pune mâna pe băutură, pentru că învață din greșelile părinților. Dar sunt și cazuri în care copiii au văzut părinții că au luat decizii greșite. Și de unde i-au dus? Din casa pâinii. Din locul în care era Dumnezeu. Dintre prieteni. Nu departe de Betleem era Shiloh. Și cu siguranță Elimelec își lua copiii și îi ducea și le vorbea despre Dumnezeu. Și se duc în Moab, la Chemoș, care cerea întâi un născut să fie adus ca jertfă. Fără Dumnezeu. Fără loc în care să se vorbească despre Dumnezeu. Și așa au crescut. Și contextul respectiv i-a făcut pe copii să ia și ei decizii greșite. Să învățăm și această lecție. Și ca părinți, Doamne, dă-ne înțelepciune. Amin. În deciziile pe care le luăm. A treia lecție pe care o învăț. Deciziile luate, trebuie luate întotdeauna pornind de la cerințele lui Dumnezeu din Scriptură, nu de la circumstanțele prin care trecem în viață. Că, Doamne, de multe ori ne uităm la circumstanțe, la situația în care ne găsim. Și chiar dacă Cuvântul lui Dumnezeu ne spune clar că nu e voie, nu fă lucrul ăsta, încrede-te în Dumnezeu. Ei au trecut prin circumstanțele, era foamete și au luat decizia pripită să meargă în Moab, să lucreze, să adune, să strângă pentru copii. Și-a pierdut soțul, i-a pierdut pe copii.
Și numai ea știe prin ce a trecut. De ce? Pentru că deciziile pe care noi le luăm, trebuie să le luăm ca și copii al lui Dumnezeu, întotdeauna după cerințele lui Dumnezeu pe care le găsim în Sfânta Scriptură. Doamne, ajută-ne! Doamne, dă-ne înțelepciune! Și vreau să vă spun, când luăm decizii după cerințele lui Dumnezeu, fără să ne uităm la contextul în care trăim, la circumstanțe, Dumnezeu binecuvintează. El nu întârzie. El aduce binecuvântarea. Merită să ne încredem în Dumnezeul nostru. Și mă rog ca Domnul să ne dea înțelepciune. Elimelec s-a uitat la circumstanțe și nu a ținut cont de cerințele pe care le-a avut Dumnezeu. Am citit despre un creștin, tot în America, undeva prin anii 1950, după război, și-a deschis o afacere. Și-a deschis într-un oraș un restaurant Chick-fil-A. Ce înseamnă asta? Pui file sau ce? Chick-fil-A. Și el a luat o decizie, ca și creștin. Eu nu voi deschide duminica. Duminica este o zi a Domnului. Și oamenii trebuie să meargă la biserică. Și pentru că a fost credincios lui Dumnezeu, afacerea lui a înflorit. Nu după mult timp, în orașul respectiv, a mai deschis un restaurant. Și apoi a mai deschis un restaurant. Și după ce a avut 4 restaurante în oraș, a deschis alte restaurante în alte orașe. Și a avut tot mai mulți angajați. Și a făcut un board de conducere și consilieri care au venit la el și au spus, auzi, ne-a făcut un calcul, uite aici în plan. Dacă tu deschizi restaurantele duminica, să știi că vânzările vor crește. Și vom câștiga cu atât și cu atât mai mult. Ce zic? Au făcut ședință. Deja îmbătrânise, venise copiii lui pe care i-a învățat pe calea Domnului. Și copiii au spus, la fel ca și tata, noi nu deschidem duminica. Noi duminica avem restaurantele închise și Dumnezeu a binecuvântat afacerea lor. Pentru că după câțiva ani, citeam că au avut în jur de 24.000 de restaurante în toată America și peste 80.000 de angajați. Când iai decizii și te uiți la ceea ce spune Dumnezeu, în conformitate cu cerințele lui Dumnezeu și nu la circumstanțe, ești binecuvântat de Domnul. Aveți grijă și de tine care o să vă deschideți restaurant pe aici sau la zile de plătine sau aveți grijă. Duminica nu. Așa. Este important să ținem cont de ceea ce ne cere Domnul. Și Domnul să ne dea înțelepciune. Dar ce decizie să iei când iei decizii greșite? Și aici e frumusețea pe care o văd și pe care ne-o învățăm de la Naomi. Naomi vine și spune, am rămas fără bărbat, fără copil, am două nurori, hai să stăm de vorbă, să discutăm, să vedem ce facem. Și vine în fața lor și le spune, știți ce? Hai să mergem în Egipt. Sau să mergem la Filistei. Asta spune. Nu. A auzit că Dumnezeu a cercetat țara. Casa pâinii. Și a luat decizia să se întoarcă acasă. Adică să se întoarcă în locul în care este Dumnezeu. Un Dumnezeu care te primește când te întorci cu brațele deschise. Vă aduceți aminte de fiul risipitor? La un moment dat, tatăl dă partea de avere. I-a dat partea de avere și-a luat banii și-a plecat unde? Într-o țară străină, depărtată. Ca să nu-l atingă autoritatea tatălui. O cheltuit toți banii, i-o stricat. Nu mai avut ce mânca. Și s-o dus și-o lucrat la o fermă de porci. Și-ar fi dorit el să mănânce roșcovelele de acolo, dar nu-i le dădea nimeni. Și-a venit în fire și el nu a venit să zică, știi ce? Mă duc la altă fermă. Sau mă duc în altă țară îndepărtată. Câți argați de-ai tatălui meu au pâine. Mă voi scula, mă voi duce acasă și voi zice tatălui meu, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să fiu chemat. Fiul tău, fă-mă ca pe unul. O venit acasă și ce făcea tata? L-a așteptat? Așa se rog. Când am luat decizii greșite și când avem parte de pierdere și de faliment, soluția este să ne întoarcem la Domnul, care ne primește,
care stă cu brațele deschise. Îmi place la Naomi că o lăsa rușinea deoparte. Nu a fost interesată ce vor zice ceilalți. Ea este Naomi, nu mai numiți Naomi. Ea s-a întors acasă. Vedeți? Dumnezeu ne așteaptă. Când iei decizii, nu-ți fie rușine să te întorci acasă. Nu te rușina. Să nu-ți pese ce zic ceilalți. Că doar românii noștri au lucrat cât au lucrat unii până în Italia și mai mă, nu merge în Italia, nu mai merge, e pandemia, ce-a făcut? Merem în România. Noi ne putem, noi descurca în România. Hai că ne ducem în Germania, mergem în Belgia, mergem în Anglia. Și s-au dus acolo, nu cumva să vină acasă. Și acum unii vor să se întoarcă, cei care au copii. Au zis, mai stăm în țările astea din Europa, pentru că trebuie să meargă copiii la școală. Și apoi la ei o să învețe că ea îi el, el îi ea. Și educația care se dă, nu vrem să-i punem pe copiii noștri în astfel de situații. Soluția este, vin acasă. Vin acasă. Pentru că Tatăl te primește. Și când vii și te smerești și îți recunoști, ai un viitor. Uitați-vă viitorul la fiul risipitor. Tata nu l-a trimis la slugi, nu l-a pus numai cu slugile, i-a dat încălțăminte și a fost tot fiul, i-a dat inel în deget. Uitați-vă ce viitor are Naomi cu nora ei, Rut. Rut prin Rut. Rut face parte din linia genealogică a Domnului Iisus Hristos. Pentru că după decizii greșite luate în lanț, a venit un moment când a zis, mă întorc acasă. Avem un Dumnezeu plin de dragoste. El ne iubește. Ne respectă. Nu le-a tras Domnul palmă după ceafă. Vă, ce faceți? De ce vă duceți în moarte? Și nu ne pleznește Domnul nici pe noi când luăm decizii greșite. Dar Dumnezeu a pus în noi Duhul Sfânt care ne atenționează și ne mustră prin conștiință, prin Duhul Sfânt, prin frații și surorile din jur. Și atunci când luăm decizii greșite, soluția nu e să dăm vina pe Dumnezeu, pentru că și Naomi dă vina pe Dumnezeu. Dumnezeu m-a făcut așa. Nu! Ci să ne smerim, să ne pocăim și să ne întoarcem acasă la Domnul. Amin. Care ne primește și care are pregătit pentru noi un viitor strălucit. Binecuvântat să fie numele Lui. Dragi și surori, avem un Tată plin de dragoste. Și dacă suntem într-o situație în care am luat decizii greșite și Duhul lui Dumnezeu ne mustră soluția, să luăm decizia să ne întoarcem la Domnul. Doamne ajută-ne! Amin. Domnul să ne binecuvinteze, să ne lumineze, să ne dea înțelepciune și să fie cu noi. Amin. Amin. Nu plecăm de aici până mai cântăm o dată cântarea care a fost cântată prima dată cu adunarea, haideți să mai cântăm. Ce-ar fi să ne ridicăm în picioare când cântăm? Dacă te simți obosit, poți să stai jos, dar haideți să stăm în picioare și să mai cântăm o dată această cântare și apoi încheiem cu rugăciune serviciul din această zi în casa Domnului. Știu că Tu vei începe și
în prezența Ta. Și vrem, Doamne, doar să-Ți urmăm voia Ta, să împlinim voia Ta. Ne smerim inimile și ne cerem iertare pentru deciziile greșite în viață. Decizii în care n-a fost onorat în numele Tău. Iartă-ne, Doamne! Mulțumim pentru lecția pe care ne-ai dat-o și mulțumim că am înțeles că cea mai înțeleaptă decizie este să ne întoarcem la Tine. Amin. Mulțumim că ne primești. Mulțumim. Și suntem aici. Amin. Vrem să facem voia Ta. Amin. Dorim să rămânem pe calea Ta. Amin. Ajută-ne, însoțește-ne, călăuzește-ne. Puneți mâna Ta peste viețile noastre și familiile noastre și în săptămâna aceasta. Amin. Ocrotește familiile noastre. Îndură-te, Doamne, de bătrâni, de bolnavi, alături de ei. Păzește-i pe cei care călătoresc cu mașina de accident. Și binecuvintează țara noastră. Te rog, în numele Domnului Iisus, Tată, ascultă-ne și rămâi cu noi. Amin. Amin. Rog să vă așezați. Mulțumim Domnului pentru ziua de astăzi, pentru după masa aceasta. Vă mulțumim tuturor. Vă dorim o săptămână binecuvântată. Numele Dumnezeului nostru să fie binecuvântat și glorificat în veci. Amin. Pacea Domnului Biserică este. Frați și sorori, toți care aveți disponibilitate și amabilitate.